Hristos a înviat, bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe mapa mond. În mod special vorbim despre relațiile dintre Statele Unite, Federația Rusă și nemijlocit conflictul din Siria. Aceste aspecte, dar și alte, vom încerca să le abordăm împreună cu Corneliu Ciurea, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Pavel Midrigan, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule Bună Midrigan. Seara. Și Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale Voievod. Bună seara și bine ați venit. Seara. Domnule Ciurea, haideți să vedem. În ultimul timp, relațiile dintre Federația Rusă și Statele Unite au ajuns într-o nouă albie. Căror factori se datorează acest lucru? Cum priviți, de fapt, evoluția lor? Bun, consider că este o evoluție îngrijorătoare. Într-adevăr, în ultimul timp, relația dintre Washington și Moscova s-a înrăutățit brusc. În primul rând, sau putem vorbi despre trei factori importanți. Criza din Ucraina, care, deși a fost declanșată în 2014, ea nu a putut fi soluționată și are consecințe grave asupra relației ruso-americane. Și mai recent, două cazuri care au condus la o degenerare aproape fără precedent a relației ruso-americane. E vorba de cazul Skripal și, desigur, Siria, folosirea substanțelor toxice și, în consecință, reacția americană, engleză și franceză și bombardamentul clădirilor în care se pretinde că se fac substanțe chimice. Deci toate aceste trei situații au condus la această deteriorare a relației, deși trebuie să recunoaștem că și americanii și rușii sunt extrem de atenți în ceea ce privește procesul de agravare. Americanii în continuare merg pe ideea aplicării sancțiunilor și vedem că totuși există consecințe neplăcute pentru ruși, în primul rând din punct de vedere economic, dar americanii sunt extrem de prudenți în a ataca în mod direct grupurile rusești, să zic așa, sau să intre, deci americanii sunt foarte atenți în a deranja militar în mod nemijlocit Rusia și Rusia la fel este la fel de precaută. Deci situația este destul de neplăcută, dar faptul că totuși americanii au decis să bombardeze obiective siriene și nu au încercat să atace grupul detașamente sau obiective militare ruse în Siria demonstrează că există înțelegerea că conflictul nu trebuie să se agraveze în continuare. Domnule Midrigan, pomenea și domnul Ciurea despre armele chimice. În viziunea dumneavoastră, ele au constituit principalul focar de izbucnirea acestui conflict? Păi evident că nu. Noi astfel de istorie la Statele Unite am văzut când domnul Powell așa făcea în Irak, sunt substanțe chimice, ține, de mine, se căuta un pretext. Dar în Iugoslavia ce pretext? Noi vedem acele ambiții a Statelor Unite. Este unicul imperiu și așa și o declară că noi suntem o supernațiune, noi o să dirijăm, o să fie cum noi vrem. Deci nu mai avem dreptul internațional, de fapt, nu mai avem. Consiliul de Securitate nu mai are niciun rol, toți stau cu capul în jos în subordinea Statelor Unite, chiar și europenii, fiindcă unde vor americani, acolo bombardează și inventează fel de fel că iată atacuri. Da, eu nu exclud că cineva a aplicat și unele elemente chimice, să zicem, arme chimice. Așa cum sunt numite. Dar sunt organizații internaționale în domeniu care au toată capacitatea să stabilească cine le-a aplicat. Au mai fost cazuri. Păi cine le permite Statelor Unite unilateral? N-au așa mandat. Deci, cum zicem noi, ei merg pe bespredelul. Și ăsta nu mai putem vorbi de Statele Unite ca o țară democratică care respectă. Ce respectă? Ei nu respectă pe nimeni și nimic. În afară de dânși, ei nu se văd pe nimeni.
Da, dar totuși se creează o coaliție, o alianță. Aici mai este și Franța, Marea Britanie. Nu se creează nimic, ăștia alianțe sunt de facto. Marea Britanie întotdeauna a fost aliat și va fi. Franța este deja în acel cerc, mai ales președintele nou a Franței, este evident că nu poate să refuze Statelor Unite, fiindcă influența Statelor Unite e cunoscută. Snowden, cum ne-a informat, totul se ascultă, pe toți se ascultă, toți sunt sub capac. Controlat. Evident, și Europa, mulți autori europeni spun că Europa este ca un vasal. Nu numai noi, însă și Europa este ca un vasal. Deci NATO, undeva 80% NATO sunt Statele Unite ale Americii, forțele sale, ceilalți sunt așa mai mult cu unele suporturi financiare. Prin urmare, această situație ea s-a creat nu de azi, nu de ieri, și cauzele sunt nu acele pe care le invocă de mulți, este că acest dominant, Statele Unite, nu vrea să cedeze. Din poziții. Cum după anii 90 s-au instalat că ei sunt unici în lume un hegemon, că Rusia la un moment dat a decăzut și nu vor să mai recunoască că a fost o forță. Deci iată, ei s-au instalat bine în acest fotoliu de a dirija cu toată lumea, inclusiv și financiar, și iată, ei aplicând forța, numai prin forță ei își impun poziția sa. Repet, nu au niciun mandat și nici o împuternicire de la Consiliul de Securitate. Nu au niciun temei juridic și chiar dacă erau într-adevăr aplicate ceva substanțe chimice, sunt organizații internaționale, urmau să formeze ad hoc o comisie să clarifice, inclusiv să include și părțile cointeresate, să zicem, cei din Siria și ceilalți care luptă în teritoriu, să se clarifice și într-un timp foarte scurt să facă o concluzie. Așa trebuia să fie. Însă că aceasta nu s-a întâmplat. Da. Domnul Pascaru, asistăm la o divergență, dacă am putea o numi așa, dintre două mari puteri ale lumii. Până la un conflict deschis, mai lipsește o scânteie? Eu totuși cred că acum civilizația aceasta actuală, în secolul 21, își da seama că acea scânteie poate să ducă, de exemplu, la niște timpuri, așa cum a fost prin acea eră primitivă. Pentru că este încărcată și supraîncărcată toate acestea țări care conduc lumea cu diferite arme, diferite arme nucleare, care la un start, într-adevăr, poate să distrugă toți. Și cel mai periculos este această situație că noi am auzit multe declarații, inclusiv declarații președintelor rus, când a spus că dacă vreți o lume fără Rusia, Rusia nu este de acord. Pentru ce Rusiei o lume fără ea? Adică a fost o citat foarte așa spus, interesant, și nu există numai această divergență între Statele Unite și Rusia, mai este încă și supra acest stat care este dezvoltat foarte bine și economic, cum este China, sunt interesele între această zonă de influență unde încearcă Statele Unite să pătrundă, pentru că de fapt ei au pierdut acelea războaie în teritoriu, și Siria de fapt în ultimele luni, ultimii jumate de ani, este dominată de acea influență mai rusă, pentru că practic se eliberează această țară de teroriști, de aceea grupare islamică. Și sunt niște schimbări destul de interesante. Dar noi vedem că merge toate aceste evenimente pe o treaptă, când este otrăvit, așa spus, acela Skripal, care a fost din serviciile speciale rusești, și mai departe, iarăși, se găsește această, se face un atac, așa spus, în Siria de către autoritățile siriene, în momentul când ei câștigă și nu au niciun interes pentru a face acel atac, și Putin iarăși nu avea interes de a face operațiunea în Marea Britanie cu acel Skripal, pentru că el este în preajma campionatului mondial de fotbal. El era în preajma legilor sale prezidențiale și nu este niciun rost. Ceea ce se poartă, această supraputere, de fapt, care Statele Unite, care ignoră tot dreptul internațional, clar că este o problemă, și mi-a arătat încă o dată că
acele tratate internaționale, acele înțelegeri, de fapt, ele nu au valoare când se aud armele sau sunt interese de gen economic. Și, într-adevăr, asistăm la o situație foarte periculoasă. Credem că se va găsi un raționament și acest atac care a fost în Siria fără Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite va fi ultima tentativă, pentru că vrem noi, nu vrem, dar Siria este un aliat a Rusiei. Și Rusia este responsabilă față de Siria, față da. De... este invitat într-această țară și tentativele sunt foarte periculoase, pentru că la un moment poate să nu reziste acești nervi și cum sunt dotate acestea țări, pentru că Rusia are trio acest nuclear în ocean, în aer și pe pământ și de fapt poate să fie așa un armagedon, așa să spunem. Domnule Ciurea, unii analiști politici la început salutau de fapt aceste relații dintre Trump și Putin și estimau că relațiile vor fi destul de amicale. Iată că starea de lucruri nu a ajuns în albea dorită și vreau să vă întreb, de ce? Din lipsă de diplomație, din interes și din, nu știu, dorința de a controla o anumită zonă? Pentru că în acest context nu pot să nu pomenesc că Consiliul Alianței Nord-Atlantice se va reuni pentru a discuta de fapt starea de lucruri din Siria. Haideți să pornim de la relația Trump-Putin. Bun, relația Trump și Putin a fost una neclară de la bun început, din momentul în care Trump a fost votat în calitate de președinte al Statelor Unite. Sigur, exista din partea Rusiei o speranță că președintele american va schimba tonalitatea discuțiilor și va îmblânzi acele contradicții care există între Washington și Moscova. Au existat anumite intenții din partea lui Trump de la bun început, dar se consideră în general că presiunea care a existat în interiorul Statelor Unite și în același timp acțiunile considerate subversive ale rușilor în perioada alegerilor, care din punctul de vedere american au influențat rezultatul alegerilor, au creat o imposibilitate pentru Trump de a merge pe calea încălzirii relațiilor. Totuși, până în ultimul moment, și Putin și Trump au încercat să evite atacurile dure unul împotriva altuia, deci nu s-au criticat reciproc. Doar acum am sesizat anumite critici care au venit din partea lui Trump, dar și ele pot fi privite ca un moment așa tranzitoriu, pentru că de fapt vedem că ambii lideri acum, și de asta folosesc des cuvântul prudență, da, încearcă să fie cât mai atenți și în pofida acțiunilor militare întreprinse de americani, oricum nu îndreaptă criticile împotriva celuilalt. Deci relația Trump-Putin nu este o relație a doi președinți care se află într-un conflict. Ei înțeleg responsabilitatea imensă care e pe umerii lor și din această cauză, bun, ambii nu acceptă politica celuilalt stat, dar încearcă să păstreze această relație dintre doi președinți în limitele acceptabile. Și eu cred că acest lucru este cumva o chezășie, o garanție că lucrurile nu vor degenera și nu va exista un război despre care pomenesc mulți, vorbesc chiar de cel de-al treilea război mondial. Eu cred că... E prematur sau este... Evident, nu există deocamdată un război... Premise reale. Da, declanșat, un război declanșat. Există conflicte și desensiuni serioase între Moscova și Washington, care deocamdată nu pot fi remediate. Deci eu n-aș porni de la ideea că în acest conflict, în cazul dat Siria, care este o problemă foarte complicată, dar și în cazul Ucrainei, este de vină fie Rusia, fie Statele Unite. Ambele părți au argumente serioase pentru a-și promova ideile. În cazul Siriei, bun, putem considera bombardamentul ca fiind unul incorrect din punct de vedere al dreptului internațional, dar există în ultimul timp în dreptul internațional ideea intervențiilor umanitare atunci când sunt folosite
lovituri îndreptate împotriva populației și statele mai puternice își arogă dreptul de a interveni pentru a salva populația. Ori atacul chimic, care probabil a avut loc, reprezintă un motiv pentru a interveni. Cu atât mai mult cu cât un stat puternic, precum Statele Unite, nu putea să lase fără replică un asemenea incident, având în vedere precedentele existente anterior. Deci cred că lucrurile sunt mult mai complicate și aceste state, Statele Unite și Rusia, trebuie să găsească un mod de conduție. Da. Domnule Medrigan, ce s-ar fi întâmplat dacă Federația Rusă ar fi procedat conform acțiunilor Statelor Unite și de ce nu se pune, nu știu, pe plan extern semnul egalității în procesul de dialog? Păi niciodată Statele Unite nu au pus semnul egalității. Începând cu al doilea război mondial, ei întotdeauna au căutat să câștige. Să vină la ultima sută de metri, cum a fost deschiderea frontului 2, zicem, în Europa, în 44, de-abia, da, când soarta războiului era deja hotărâtă. Era clar că Rusia câștigă războiul. Și atunci americanii repede au intervenit și au luat bucata lor. La dânsa asta întotdeauna ei să ajungă repede, fiindcă, da, să revenim la Siria. Vă rog. Păi până a interveni Federația Rusă, acolo americanii, chipurile luptau un an și jumătate. Cu toată coaliția, da, vreo 20 și ceva de state. Și cum luptau dacă el ocupase aproape toată Siria? Păi cu ce se ocupau americanii dacă ei, într-adevăr, își asumă rolul pacificator, că iată, teroriștii buni, teroriștii răi, să zicem, în regimurile totalitare, unii sunt buni, alții sunt răi, deci asta este o politică defectuoasă a Statelor Unite, fiindcă cei dictatori care mai sunt, într-o mare parte, sunt înarmați iarăși de Statele Unite și alții, Afganistan și așa mai departe. Deci ei își promovează interesele lor imperiale, astăzi este ultimul imperiu. Și să ne aducem aminte de lucrarea lui Vladimir Ilich Lenin, că imperialismul este ultima stadie a capitalismului. Deci până acum, deci, iată, problema era că comunismul, socialismul, bun, au dispărut. Noi acum suntem toți în capitalism. Și iată că nu se liniștesc. Nu-i problema acum de comunism. Iată că acest scop de a domina își asumă Statele Unite ale Americii după al doilea război mondial și cu atât mai mult foarte le-a plăcut după anii 90 când a slăbit Rusia și atunci ei s-au văzut stăpâni pe toată civilizația și le-a plăcut. Iată că în Rusia vrea să revină și vorbește de mai multe poluri. Iată că lor nu le place. Ei vor să profite de această sare, nu mai zic de sistema financiară, dolar și așa mai departe, NATO, care nu mai sunt pericole. Iată că ei nici de cum nu vor să accepte, și aici nu-i numai Rusia, este și China, să accepte ca cineva poate să tenteze asupra acestui monopol de a dirija. Numai ei trebuie să spună ce e democrație și cum trebuie de implementat. Prin diferite surse, sunt autori americani și europeni. Asta este o dominație, este un imperiu, un neo-globalism sau, zicem, neocolonialism. Ceilalți trebuie să fie coloniști, nu mai mult. Rolul Rusiei este de a fi o colonie și numai mult, așa o spun toți foarte deschis, toți președinții Statelor Unite. Prin urmare, când vorbim despre raportul Trump-Putin, în spatele lui Trump sunt diferite cercuri. Și să nu uităm că cel mai profitabil afacere sau business este producerea și vinderea armamentelor. Uitați-vă la ce sume colosale se produc, colosale. Iată unde rușii se... Unde... Și, da, și... Toți vând. Păi toți vând, da? Să vedem cifrele, cine și unde, da? Păi, poate că sunt mai bogați. Mai nu sunt mai bogați. Pentru dânsul ăsta este un profit. A vinde moarte. Armamentele astea, ele trebuie să nimicească. Uitați-vă, când se încep diferite războaie, da? Diferite state, inclusiv și în Africa, da,
luptă o țară cu alta și vin americanii, deși luptă cu armament care l-au vândut aceste state și vin, pe urmă îi împacă. Eu nu cred că este corect să transformăm în, să demonizăm Statele Unite. Fiindcă același dacă, lucru fac rușii în toate. Nu același lucru. Fiindcă Federația Rusă încă n-a bombardat pe nimeni, domnul Ciurea. Cum n-a bombardat? N-a bombardat pe nimeni. Eu, trupe militare au ieșit pe teritoriul nostru. Dar Georgia n-a fost bombardat. Păi uitați-vă care a fost raportul. Da, Ucraina. Ucraina și nu și-au creat conflictul. Pe cine a bombardat? Da. Haideți să aflăm și punctul de vedere a domnului Pascaru. Domn Pascaru, politicieni din ambele tabere implicate în acest conflict vorbesc despre consecințe grave sau mai puțin grave după bombardamentele asupra Siriei. Haideți să medităm împreună, deschidem parantezele, să vedem ce se poate întâmpla. Consecințele sunt atât de grave? Nimic nou sub soare. Această situație noi o vedem când au invadat toți în Irak, l-au omorât pe Saddam Hussein. Au inventat iarăși acele arme chimice, atacuri. După aceasta Tony Blair, prim-ministru Marii Britanii, și cere scuze public. Și iarăși Kofi Annan, el public iarăși spune că a fost o greșeală aceea, dar a fost omorât foarte multă lume. Până acum nu sunt cifrele ceea ce s-a întâmplat în Irak. Pentru că vedem acei ostași al lui Saddam Hussein sunt în trupele acestea teroriste. Pentru că erau buni specialiști, nu aveau de lucru și s-au implicat și mai departe. Cineva manipulează și manipulează între acestea situații strategiile Statelor Unite. Vrem noi, nu vrem, dar va fi acestea strategii, va fi acestea dominații. Dar e posibil un război în Irak sau nu știu, în altă regiune? Dar război acolo merge de mult. Războiul merge și este o zonă foarte dificilă. Când a venit Alexandru Macedon și când a tăiat acel nod Gordian. Da. Și noi și acum noi vedem, pentru că este așa o zonă unde evreii sunt situați în mijloc, dar prin prejur au numai dușmani. Egiptul iarăși sunt concentrați în prejur la niște state dușmanoase, Arabia Saudită, Qatarul, Siria îndeopște, fiind o țară mare și prosperă, acum sunt în niște ruine și supraviețuiesc numai de aceea că rușii sunt mai implic și îi mai susțin. Și cel mai interesant, vedem că acest imperialism rus, cum spun toți de atâția ani, într-o această situație se face puterea cea bună, care de fapt salvează Orientul Mijlociu, pentru că într-adevăr americanii nu pur și simplu au invadat, dar au făcut acelea jocuri și au făcut acelea organizații care erau mai puțin teroriști, care erau mai mulți, care erau puterile opoziționiste, nu au susținut pe Bashar Assad. Este o problemă. Este o problemă. Assad cum n-ar fi, dar este ales într-o metodă democratică de poporul său. Și care este problema lui Macron, președintele Franței, ca să ei să bombardeze acest popor sau a Marea Britanie? Dar noi vedem că într-adevăr aceste state, inclusiv președinți care s-au implicat în bombardament, au niște frustrări ale sale. De exemplu, Marea Britanie sunt cu problema aceasta Brexit-ului. Mai departe, nu știu care va fi o soluție. Trump iarăși are intrigile sale pe intern, pentru că atâta timp cât este președinte, noi vedem că sunt foarte multe scandaluri în prejurul său și nu este o dominație sau nu este o conducere atât de pașnică, pentru că sunt implicați jocul rușilor, implicarea în alegerilor în Statelor Unite, adică ideea de înțeles că el este nedorit în Statele Unite, pentru că este aceste Statele Unite este într-adevăr o supraputere și înăuntru acestei țări mai sunt mulți jucători care iarăși își reflectă politica sa în afara țării. Domnule, poate să fie într-adevăr o situație de criză globală, dar sperăm că într-adevăr au un pic de rațiune acești polițieni și se vor opri. Domnule Ciurea, G7 sau G8 până la urmă sunt țările care au un cuvânt greu de spus. Astăzi, în cadrul acestei discuții, am pomenit de China, am pomenit de alte state. Vedeți o implicare a altor puteri în acest conflict? Bun, sunt foarte multe puteri care sunt implicate în această zonă.
Și există un joc diplomatic foarte abil din partea tuturor acelor state de implicare sau din contra, de menținerea unui echilibru, unei balanțe de puteri. Rusia în regiune a avut drept aliați și are în continuare, dar gradul de loialitate este, cred că, în descreștere. Alte două state importante, Iranul și Turcia. Am văzut că Turcia a salutat acest bombardament, cumva desolidarizându-se de poziția Moscovei în acest context. Deci Turcia lui Erdogan, poate pentru prima dată în ultima vreme, a indicat foarte clar că susțin acțiunile vestului în Siria. Iranul este o altă problemă, pentru că, de fapt, marele pericol pentru Statele Unite în regiune nu este Moscova, este Teheranul, și din această cauză Statele Unite vor găsi limbaj comun cu Moscova, pentru că pentru americani prezența rusă în Siria este preferabilă unei dominații iraniene. Deci jocurile sunt mult mai subtile. Nu vedem doar o confruntare în alb și negru între americani și ruși. Domnule Ciurea, mă scuzați că intervin. Îl întrebam pe domnul Medrigan ce s-ar fi întâmplat dacă rușii aveau să atace sau aveau să aplice acest mecanism. Deodată era ședința Consiliului Securitate, agresiune. Mă rog. Asta este foarte, foarte simplu. Cum și-au permis rușii fără mandat? Dar cine să atace? Deci, pentru cineva este permis, pentru americani, Iugoslavia, ținem minte, deci este în stil american. Pentru altcineva nu este permis. Ăștia își impun jocul și nimeni nu mai are dreptul. Ei consideră că dacă Consiliul de Securitate, nu, noi singuri avem dreptul. Dar cine lor le dă dreptul? Lor, cine le dă acest drept? Nimeni nu le dă. Domnul Ciurea, vă rog, răspundeți poate întrebării sau meditații. Nu, sunt chestii care sunt cunoscute. Eu știu cunoscute, că în această lume, marele puteri încearcă să-și impună, și când mă refer la marele puteri, nu am în vedere doar Statele Unite, își impun voința în diferite zone ale lumii, dar din cauza existenței mai multor instituții, inclusiv ONU, ei trebuie să justifice și să găsească argumente pentru aceste intervenții. Da, că eu era așa. Întotdeauna se găsesc. În cazul intervenției Rusiei în Georgia, drept pretext a servit faptul că georgienii au atacat Shinvale. Așa au fost constatate. Deși a atacat Shinvale și Osetia de Sud este partea Georgiei, deci au intrat în propriul lor stat. Dar nu cu militari, cu tancuri. Dar care era problema să intre cu militari? Deci asta a fost pretextul. În cazul Statelor Unite, pretextul, dar eu cred că motivat, a fost un armat chimic care a survenit în acea regiune. Dar care nu s-a regiune, demonstrat până la urmă. Care urmează să fie demonstrat. Dar sunt foarte multe indicii care arată că a avut loc un asemenea atac. Da, deci mie mi se pare, cum să vă spun, este absolut incorrect să dăm vina doar pe americani în condițiile în care vedem cum acționează rușii în regiunea noastră, mult mai aproape de noi. Noi suntem extrem de preocupați, moldoveni, de problemele din Siria, bun, care nu-i foarte departe, dar care oricum se află la o distanță mult mai mare decât Georgia sau Ucraina, și tocmai aici trebuie să ne deranjeze faptul cum acționează Rusia în această regiune. Da, domnule Zgan, vă rog. Siria este un stat suveran, ca și Statele Unite, apropo, ca și Franța. Adică este membru al Organizației Națiunilor Unite, da? Are un cuvânt de spus. De ce cineva trebuie să decidă cine trebuie să fie în Siria președinte, da? Ce regim trebuie să fie? Cine le dă voie? Cine le-a dat un așa mandat? Dacă ei se numesc democrați și Chipul e un proces democratic. Da, democrația nu este în toate statele. Este undeva mai avansat, dar este un stat suveran. Prin urmare, numai poporul sirian, prin alegeri, că e un președinte bun sau mai puțin bun, trebuie Statele Unite și celelalte regimul Assad. Și au să clarifice fără forțele externe. Cu război civil. Fără, dacă vor americanii să ajute, trebuie să liniștească pe toți. Spiritele, să le scoată armamentul la Egil, fiindcă uitați cât de înarmată e Egilul. Cu ce armament? Nu e doar Egilul acolo, nu doar statul islamic. Prin urmare, nu este chestia de a reglementa situația. Din contra, ei vor să-și impună acolo influența. Și problema cea mare că au apărut rușii într-un moment dat și au soluționat cât de cât. Americanii o an și jumătate zburau, nu zburau, se plimblau.
Iată că au venit rușii și într-un an și ceva. Dar ce au soluționat rușii? Deasupra Siriei nu mai zboară niciun avion. Păi zboară acele rusești. Unde e IGIL-ul astăzi? Unde e IGIL-ul? Datorită... Mai controlează anumite datorii, zone. Lasă controlează. Nu mai controlează, mai de la alta ieri s-o declară. Dacă nu intervine Federația Rusă, ce era în Siria? Ce era? Elementar, puteți să-i pot întreba. Dar dumneavoastră conștientizați că situația n-a fost rezolvată. Iată că datorită Federației Rusiei implicarea, apropo, în baze legale la solicitarea putirii legale, n-au venit din capul lor, cum au venit alții, inclusiv și americanii, fără mandat. Apropo, iată că nu vor să accepte această influență în această zonă și americanii fac fel de fel de războaie care le convine numai lor. Domnule Pascaru, au pedepsit regimul sirian pentru faptul că... El nu are dreptul. El ce e judecător? De când? Haideți să aflăm și punctul de vedere al domnului Pascaru. Domnul Pascaru, nu are mandat de judecător. Pe rețelele de socializare, Trump l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un criminal care gazează propriul popor. Citat încheiat. Vreau să aflu poziția dumneavoastră, reieșind din diplomația politică. Aceste lucruri sunt permise? Vedeți că este într-adevăr Statele Unite o supraputere. Donald Trump, el este un om foarte influent în lume, dar așa cum am spus, este influent sau bogat? Și bogat și influent și este un actor foarte bun și toată această actorie politică se reflectă asupra țarilor astea care sunt mai puțin influente. Din păcate, fiecare țară depinde de influența sa și are interesele sale. De ce se luptă în Siria? De ce se luptă în Orientul Mijlociu? Pentru că acolo este în mare parte acea conductă de gaz care mai departe va fi construită, care ar putea să treacă din Qatar. Democrația. În Qatar este cel mai mare bazin de gaz, rezerve de gaz care sunt. Și ei pentru aceasta se luptă. Ei nu vor ca poporul sirian să fie mai fericit. Dar cum decodificați dumneavoastră retorica lui Trump? Pentru că, iarăși, cu permisiunea dumneavoastră o să citez. Pregătește Rusia. La ce ar trebui să se pregătească Rusia? Sincer să vă spun, este o prostie. O pentru amenințare. Că, o amenințare, dar este într-adevăr niște... Chiar gândindu-ne că această lume aparține acestor oameni care, de fapt, duc un discurs atât de ironic și atât de comic, depinde, adică de așa oameni depinde lumea și pacea pe acest pământ, într-adevăr avem o problemă. Dar noi ținem minte retorica care a fost dusă între liderul de la Coreea de Nord și iarăși am văzut că iarăși până la urmă pierde aceste dezbateri cu... coreanul și acum trece la Siria. De fapt, ar fi bine ca un președinte de stat să-și accentuează atenția la economia sa. Cu toate că este o economie puternică, dar totuși mai sunt probleme prin lume, mai sunt țări care poate să fie ajutate, dar noi vedem până ce acestea războaie, conflicte și pe unde sunt implicate acestea procese democratice din Statele Unite, până ce vedem un dezastru. Totuși, poate va veni timpul, peste 10-20 de ani, se va alcătui alte organizații noi, pentru că Organizația Națiunilor Unite nu și are de acum puterea. Noi vedem că jumate sunt împărțiți de vasalea Statelor Unite, o parte sunt care mai au o vocație, dar iarăși sunt amenințați de președintele Statelor Unite că vor fi lipsiți de acel buget care sunt... Oamenii controlează banii acești dolari controlează lumea și este o problemă, ar fi bine ca să gândească și acestea mari supraputeri cum este China, cum este Rusia, să inventeze, să ajungă la dezvoltarea tehnologiilor informative și nu numai dezvoltarea tehnologiilor, ca să iasă la un progres, ca poporul său să fie fericit, să poată ajuta, să poată... Dar până și vedem că lumea este îndreptată pentru a inventat tot felul de arme noi, de fel de rachete noi, cum a spus Trump, sunt rachete de astea care dotate cu cele mai nouă tehnologii. Este o problemă, mai bine să fie dotate școlile, mai bine să fie ajutate țările care sunt sărace, dar așa sunt, domnule așa Ciurea, e luminirea asta noastră. Din prisma unui analist politic, retorica discursului utilizat de către Trump prin intermediul rețelelor de socializare. E permis? Se face politică mare prin intermediul rețelelor sociale? Da, se amenință? Se atenționează? Cum trebuie să decodificăm mesajul? Asta este stilul lui Trump.
politica, marca Trump să folosească rețelele de socializare. Datorită utilizării, eu zic, înțelepte a acestor rețele, el a câștigat alegerile. Cu ajutorul Rusiei, că asta este discuția, fără ajutorul Rusiei, dar el a reușit să câștige alegerile în Statele Unite, folosind foarte de baci aceste instrumente pe care le pun la dispoziție tehnologiile moderne. Și în continuare el folosește acest stil. El a avut câteva replici dar mai tăiasă. Dar discursul politic e permisiv? Adică? De a utiliza tot felul da, de... Da, el este un politician așa mai excentric. Și lumea înțelege anume așa felul lui de a se manifesta cu fraze mai pipărate, cu afirmații mai tăioase. El a avut și câteva replici mai tăioase adresate Rusiei și Putin, dar a avut și niște declarații din care putem conchide că Trump sugerează Rusiei să reintre în țarcul bunelor maniere, să accepte un comportament mai civilizat și atunci, în fond, toate problemele vor fi rezolvate. Trump a și spus că, bun, economic Rusia va avea nevoie de sprijinul nostru, deci ar fi bine ca Rusia să-și reconsidere comportamentul și, de altfel, el n-a spus că Rusia trebuie să plece din Siria. De altfel, americanii vreau să plece, considerând că misiunea este ca și cum îndeplinită, dar având în vedere aceste accidente care trebuie să fie lămurite, aceste utilizări continue a armelor chimice în Siria, care sigur trebuie și probate, descoperite, identificat și infractorii. Deocamdată se consideră că infractorul este Assad, deci el este considerat un tiran care nu mai are dreptul, nu mai este în drept să conducă acest stat din punctul de vedere al Occidentului și noi trebuie să tratăm cu seriozitate acest punct de vedere, dar nu să-l expediem așa în derizoriu, spunând că Occidentul nu are dreptate, dar Rusia are dreptate. Dar Assad nu este deloc un înger și comportamentul lui, pe care el este sprijinit de un grup minoritar din Siria, de alaviți, restul populației nu-l acceptă și din această cauză au un război civil în această țară. Deci eu zic că problemele sunt mult mai complexe și noi, bun, suntem în Republica Moldova și ne permitem să le tratăm cu destulă superficialitate, dar oricum această poziționare a noastră trebuie să fie mai subtilă, nu în alb-negru. Noi suntem cu rușii sau noi suntem cu americani. Domnule Medrigan, Statele Unite, dar și Federația Rusă dețin suficient armament. Scoatem tot ce avem? Nu, nici nu face să discutăm care mai mult are, fiindcă asta duce la dispariția civilizației. Aveți pe Eu aș da? Reveni la chestia. Uitați-vă, ambasadorul Siriei în Organizația Națională Unită zice, noi suntem pentru a crea o comisie. Noi participăm în comisie. Dați experții. Adică Statele Unite în rol de procuror, el învinuiește, în rol de judecător, el judică și el e executor judecătoresc. El se îndeplinește deja sentința. Dar cine a dat acest mandat de a fi procuror, judecător și executor? Cine lui a dat? Nu i-a dat nimeni. Păi, sentința n-a fost votată. Prin urmare, n-a fost o rezoluție. Dacă se dorea într-adevăr să-i lucideze cazul, să stabilească vinovații, fiindcă sunt mai multe versiuni, putea și o provocare. Noi vedem des provocări și cu Skripal și alții, tot e o provocare și noi știm de ce, fiindcă noi suntem chipurile mici, dacă nu vrem să înțelegem nimic, o să fim și noi cum suntem noi niște vasali. Dar dacă citim un pic analiza diferitor analiști, vedem că ăsta mai mult este inventat că chipurile un atac, unde sunt probele? Prin urmare, ar fi fost normal. Și un exemplu, că să creeze o comisie din specialiști, din diferite state, poate să fie și europeni, cu specialiști din Siria, din Statele Unite, Rusia, și să stabilească într-un timp cât mai scurt, că sunt laboratoare. De ce n-au făcut-o? De ce deja l-au numit că Assad este criminal? De ce întâi n-au stabilit cum s-a produs și pe urmă să iei o soluție? Cine lor le-a dat voie? Deja să arăte cu degetul cine a folosit. Dar dacă nu Assad, atunci cum? Atunci este o crimă de război și este o crimă împotriva umanității dacă nu sunt probe. De câte ori Statele Unite au fost trase la răspundere? Pentru Vietnam. Țineți minte toți ce au făcut în Vietnam? Au dus vreo răspundere?
nu au dus. Iată că această tendință este foarte periculoasă, că noi facem ce vrem, dacă nu bombardăm, nu vă place. Și eu consider că suntem la o situație foarte periculoasă. Că domnule, dacă Rusia repostează, dar are cu ce reposta, încă nu o face, se obține. Dar avea tot temeie, fiindcă Rusia este invitată de guvernul legitim. Rusia a fost atacată, deci, cumva? Este un stat suveran. Domnule Mendrian, Siria este un stat suveran. Eu vreau să vă mai întreb. Și atunci are tot timpul... Păi a fost invitat de guvernul legitim sirian, Rusia. Deci dacă ați observat, atacul american nu a fost asupra unor obiective controlate de ruși. Dar are importanță, e teritoriul unui stat suveran. Chiar așa e de greu de înțeles, e un stat suveran. Păi și de ce Rusia păi trebuie de ce, mai poate Statele Unite, dacă cineva zice că Statele Unite trebuie să bombardeze Statele Unite? Dar nu și tot bombardează. Domnul Medigan, da, asta nu vi se pare că, nu știu, America. Acest caz sau acest conflict este unul Rusia a intrat în cu Siria. Ață albă cu la sud, invitație. Pentru că atunci când vorbim de armele astea chimice, perioada de afectare sau de răspândire este, nu știu, nu sunt mare specialist, dar bănuiesc la sute de kilometri, da, și atunci ar fi fost afectat o zonă mult mai mare. Noi discutăm câteodată niște banalități. Este arma chimică în lume? Este. La Statele Unite este arma chimică? Este. Dar a fost un proces regizat? Nu. Uitați-vă ideea. Da. Dacă noi nu vrem ca niciodată, împotriva umanității, să fie aplicată arma chimică, dați toți, fiindcă tehnic este posibil de a controla, de a distruge toate arsenalele armii chimice. De ce nu o fac toate statele? Să fie Statele Unite un exemplu. Iată, noi distrugem, fiindcă este foarte periculos pentru umanitate, o distrugem toți. Și tehnic este posibil. Ei vin în Rusia, se duc în Franța, în alte țări, să o distrugă. Și aici am închid întrebarea cu armele chimice, da? De ce nu se face? Cineva se înarmează și, după cum a invocat colegul, chiar și mai sofisticat încearcă să elaboreze arme. Pentru ce? Pentru cine? Da. Domnule Pascaru, se testează, de fapt, armamentul în lume? Vroiam să ajungem aici, pentru că regia ne zice că mai avem 3 minute, fiecare câte vreo 40 de secunde. Întotdeauna, orice conflict regional s-a testat armamentele și s-a arătat forțele sale, toți acești actori supraputerilor, cum sunt Statele Unite, cum sunt Rusia, inclusiv China este implicată, Iranul. Întotdeauna a fost, chiar în Vietnam s-a luptat cu până la cu armă chimice, a ars tot! O vietmanie... Da. Acești vietnamezi, da, cu ruși și cu americani. Acum tot așa se face. Nimic nu este nou sub soare, dar cel mai interesant că acest scandal cu Skripal va trece, pentru că în Elveția, orașul Spitz, între acele laboratoare, au demonstrat că nu a fost acel toxic novicioc, dar este BZ-ul, tot un fel de toxic, unde este în NATO, este în serviciile secrete, iarăși europene. Și de fapt noi vedem că nu sunt argumentate acestea... Asta potrivit spuselor lui Lavrov, dar compania elvețiană n-a confirmat. A spus că noi avem încredere în compania care a prezentat expertiza. Care a spus că e novicioc. Noi vedem că din categoria novicioc. Sunt niște încercări de a învinui Rusia. Da. Rusia nu mai sunt ruși și polcenii ruși, nu mai sunt atât de sfinți, dar noi iarăși vedem niște improvizări și iarăși, deși se face aceste bombardamente atât de repede, și iarăși, pentru că într-adevăr suferă acea regiune și totuși trebuie să prevaleze dreptul internațional, este Organizația Națiunilor Unite, ei trebuie să implice mai mult. Domnule Ciurea, cei care ne vizionează la această oră probabil se întreabă un simplu lucru. Ne afectează pe noi, cei care trăim pe această palmă de pământ, acest conflict? Sigur că ne afectează, pentru că el este la nivel global. El e un conflict dintr-o regiune nu tocmai îndepărtată și pentru că este implicată Rusia, care ne afectează foarte mult viața. Dar decizia Consiliului de Securitate, care a demonstrat foarte clar că majoritatea statelor sunt în acest caz de partea Occidentului, indică că și poziția Moldovei trebuie să fie similară și probabil nu ne-a cerut nimeni părerea, dar cred că Moldova, ca poziție oficială, este mai curând de partea Occidentului, pentru că folosirea armelor chimice
de către regimuri tiranice nu este acceptabil. Da. Domnul Medrigan, în România avem bază NATO. Pornim de aici. Starea noastră este în siguranță? Ne afectează? Nu ne afectează? Securitatea și pacea nu depinde de baza militară, inclusiv și din România. Ea nu costă nimic. Ea nu valorează nimic și, Doamne, un conflict în câteva ore o să fie distrus în primul rând. În primul rând, eu mă uit presa și mă uit ce înseamnă arme, inclusiv Sputnik. Nu asta de securitate. Dimpotrivă, dezarmarea este calea spre pace. Și toată civilizația, toată lumea acum este în mâinile unor persoane irresponsabile. Iată toate aceste conflicte, iată aceste pași de influență, înarmări, conflicte, aceasta duce înspre faptul că în timpul apropiat se poate întâmpla orice ce care o să iasă de sub control. E atât armament și atât înarmare că după un astfel de război, deci este pusă pe malul prăpăsii civilizația, este da. Irresponsabil. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru punctele de vedere exprimate. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV. Pe curând!